Mulțumim frumos, oameni buni! Deschideți porțile să întreurătura! Spuneți ca să veniți la Bobotează la noi, Mărioara. O să încercăm să venim la Bobotează cu mare plăcere. Vreau să spun, cu satului, cel de mamă, altă dată. De când nu am fost în Vărzărești chiar, mă mai duc pe la mama, mai rar. Pentru că încercați, timp nu avem, veniți, că dar am să încerc. Inimilos și... Vreau să vă felicit pentru acești flăcăi, atât de frumos au spus urătura și cu atâta inimă. Avea emoții la început, dar uite ce flăcăi frumoși avem noi. Asta înseamnă educația părinților, asta înseamnă educația profesorilor și munca ta asiduă. Felicitări pentru acest ansamblu frumos, Doina Codrului, și cât de frumos, mă mândresc că sunt de la Codru și eu. Mulțumim. Și... Ne pare rău că nu sunt toți copiii, mai sunt la odihnă dintre ei, că nu s-au întors de la munte. Noi vă mulțumim că ați făcut un efort să veniți la Tezaur Folk aici la noi în studio. Mulțumim, am încercat. Dar cât de receptivi sunt nisporinenii, cât de receptivi sunt. Eu vreau să vă mulțumesc din suflet. Și acum am să rog băieții să dea microfonul la fete, așa să le ținem că să se audă, să-și ocupe locul în spate. Fetelor, veniți mai în față un pic și haideți să ascultăm următoarea melodie. Foaie verde busuioc, sau cum se numește doamna Claudia, doamna profesoară? Foaie verde busuioc. Foaie verde busuioc. Ne cântă Doina Codrului Nisporeni Vărzărești. Ce trebuie, da? Foarte frumos, până la lacrime, doamna Claudia, draga mea prietenă, până la lacrime aceste voci frumoase ca îngerii. Fetelor, sincer vă spun, atât de mândră sunt că sunteți de la Vărzărești, de acolo unde și eu am pornit în această lume. Vreau să vă urez să vă pună profesorii note bune, dar pe merit.
Vreau să vă urez să creșteți frumos alături de părinții voștri, să aveți respect față de străbunii voștri, față de tradițiile noastre și, de ce nu, ascultați-o pe doamna Claudia, ea știe să vă îndrume frumos în domeniul culturii, este un om deosebit de drag sufletului meu. Și vreau încă o dată să mulțumesc Raionului Nesporeni, conducerii, pentru că ați găsit posibilitatea să îi aduceți pe acești copilași în fața tuturor celor care ne privesc. Să mulțumim știți? Și părinților. Și părinților care mulțumim. Au făcut și un efort. Și eu sper că copiii, la rândul lor, aceste cântece, care putem să spunem că sunt niște pierle, să nu le dăm voie să moară. La rândul vostru și voi să le transmiteți la cei mai mici ca voi. Așa este. Și mai aveți timpul fuge nemilos. Așa. Din păcate, mi-aș dori să vă țin aici o oră întreagă, să vă descos pe toate fetele, dar să știți că v-au văzut la ecran toți, și din diasporă, și din Italia, și din Canada, și din Mozambic, și de unde vreți. V-au văzut toți absolut. V-au văzut ochișorii și cum cântați și zâmbetul vostru frumos. Aveți o tradiție acolo și vreau să ne-o arătați, pentru că timpul dacă ne presează. Dacă mai țin minte că după ce fetițele noi, când îmblam cu colindatul, când ajungem noi acasă, porneau băbuțele noastre, porneau mamele, porneau mătușele. Așa. Și această tradiție am încercat și noi să o reconstituim. Pe noi ne lăsau pe lijancă sus acolo după sobă, adormeam de oboseală, colacii și nucile și bomboanele și bănuții aduși acasă, îi număram din tăi, puneam ciorapii pe cuptor la uscat. Puneam ciorapii pe cuptor la uscat și adormeam în liniște. Iar acum voi sunteți cu ochii treși și sufletele voastre de copilași frumoși și curați. Vă ascultăm tradiția noastră, arătați-ne-o așa ca băbuțele noastre pe timpuri. Ia să arătăm noi cum joacă băbuțele la noi în sat. Babele, vină Claudia un pic mai aproape și dați-vă și voi mai aproape.
Ce băbuțe, ce băbuțe! Mi-am amintit de bunicile noastre. Într-adevăr, așa mergeau și ele la colindată, din mahală în mahală, de la casă la casă. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Vă cuprind cu sufletelul, vă sărut pe sufletel. Ne scuzați că v-am trezit de dimineață. Să ne scuze, domnii profesori, pentru că v-am furat de la școală, dar recuperați dumneavoastră. Da, sau voi sunteți bucuroși. Să știți că v-au admirat, dragii mei, toți moldovenii plecați, toți nisporinenii noștri care au plecat departe de țara noastră și își duc acolo traiul. V-au admirat și și-au amintit, cred că cu lacrimi în ochi, cum erau ei pe timpuri, așa ca dumneavoastră copii, mergeau la colindat, ne dădeam pe genți, le puneam jos gențile în loc de sane. Și ne dădeam așa pe gheață. Eu vreau să vă urez drum bun înapoi la Vărzărești, nisporeni. Să aveți succes în tot și toate. Să mai veniți pe la noi, pe la Tezaur. Vă așteptăm în primăvară cu un nou program. Sunteți atât de frumoși. Am încercat în platoul nostru să vă prezentăm ca să vă cunoască țara. Îmi pare că cea mai ghidușie băbuță a fost ea, pentru că, uite, și părul ei a ieșit de sub roboadă. Cât de frumos a dansat. Vă mulțumesc tare mult. O zi frumoasă vă doresc, o iarnă în continuare, poate ne aduceți zăpada, fulgii și să vină primăvara cu tot frumosul ei. Vă mulțumim, dragii mei, mulțumim, doamna Claudia. Să ne dea Domnul la toată lumea un an frumos. Abia așteptăm să venim și la seratele tale, dumitale, tale. Ne mirăm de hărnicia dumitale și te admirăm și sperăm măcar o picătură să facem și noi acolo la țară ceea ce putem. Faceți mult mai mult decât noi ăștia de la oraș, dar ne străduim împreună să facem lucruri frumoase.